Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 26 martie. Două zile până la webinar. De data asta este, de fapt, e prima oară când fac webinarul sâmbătă. Dar a fost ales cu scop pentru că vreau să-l celebrez și pe Saturn. E webinar olimpian și există o egidă, cei care ați participat, știți, cei care nu ați participat, până acum aflați. Am luat fiecare planetă la rând, acum a fost Soarele, Luna, Mercur și Saturn, deci am luat fiecare planetă în câte un webinar și am accesat forța respectivei planete. Și Saturn e mai încolo de analizat, dar el a intrat în Vărsător, pe 22 a intrat în Vărsător. Și nu se putea ca în webinar să nu menționez acest lucru. Se întâmplă odată la 29 de ani să ajungă în Vărsător și atunci am ales ziua de sâmbătă pentru că onorează planeta Saturn. Și au mai rămas două zile, nicio grijă, vă vin datele de acces la webinar, nicio grijă, nu vă faceți nicio grijă legată de asta. Dacă nu poți fi online, dacă te deconectezi, o să primești accesul către filmarea webinarului ca toți participanții de alminte. Așa încât duduim. Și să vedem ce se întâmplă cu horoscopul zilei de astăzi. Cei care spun limbajul semnelor. Da. De ce îți pui așa mâinile? Pentru că mi-e comod. De-aia nu vă temeți, nu mă închid, nu citiți printre rânduri, că nu-i cazul întotdeauna. Ziua de azi. Luna va trece din Berbec în Taur spre prânzora României și vom fi mai preocupați după aceea de zona materială, dar vom fi și ghiduși. Vom fi curioși, vom fi veseli, vom fi ghiduși, vom dori să ne racordăm la un vibe tineresc, la o energie tinerească și este o zi în care oricine ar veni să ne impună să facem ceva sau să ne supunem unor ordine și unor directive, eroare maximă pentru persoana respectivă, pentru că o să fie imediat sancționată, imediat pusă la punct, imediat așezată la locul ei, pentru că nimeni astăzi nu acceptă sfaturi și opinii și idei. Fiecare vrea să fie cu el și să fie în propria sa formă de manifestare și în propria sa, aș spune, revoltă chiar. Da, chiar revoltă. Ceva de genul, nu face nimeni nimic, nu faci nimic, nu te interesează. Da? De la nivel micro la nivel mare, de la nivel de familie până la nivel instituțional. Acum, cei pe cer? Soarele și Chiron într-o conjuncție, în Berbec. Luna până la prânz e în Berbec, după prânz pleacă spre Taur. Lilith, luna neagră, sau Lilith, se poate pronunța în două feluri, în Berbec. Uranus și Venus în Taur. Nodul Nord e în Rac. Presiunea maximă a zilei este pe Capricorn, unde avem foarte multe quadraturi. Foarte multe quadraturi. Jupiter, Pluton, Marte, în quadratură cu Luna și cu Uranus. Și e mare pe acolo presiune. Saturn în Vărsător, Mercur și Neptun în Pești, o hartă dinamică, dar o hartă care nu poate fi îmblânzită, nu poți coopera cu ea, dar nu e un lucru rău, pentru că de fapt vorbim de o individualitate care se accesează în acest moment, de niște trăiri personale și cumva mi-amintește tipul ăsta de hartă, de modul în care omul, mentalul omului reacționează când apare o veste,
Întâi e negarea, nu, întâi e surpriza, șocul, da, inițial, apoi negare, dacă nu mă înșel era furie, victimizare și acceptare. Dacă am greșit ordinea, corectați-mă. Dar cumva se trec prin niște etape emoționale în zile, se trece prin niște etape emoționale zilele astea. Și uite, nimeni nu e păsuit de aceste etape. Toată lumea trece prin ele. Și acum suntem la capitolul revoluționar, nu accept nimic. Nu, eu știu cel mai bine. Eu știu, eu sunt, eu pot, lasă că eu fac. Și acum să vedem, ne ducem pe zona triadelor. În primul rând, triada de foc. Berbec, leu, săgetător. Până la prânz, ora României, voi luați care pe ora României, după aia o ajustați în funcție de fusul orar unde vă aflați. Deci până la prânz, evitați să stați în preajma semnelor de foc, pentru că ele vor dudui și vor face în toate felurile. Și riscul de ceartă e foarte mare și riscul de conflict care să ducă chiar și la despărțire sau la ruperea unor relații e major. Berbecul trebuie să-și lucreze acceptarea celorlalți. Acceptă-ți seamănul așa cum e. Nu te apuca să mai înveți tu pe cineva, nu știu ce, că nu o să priceapă nimeni nimic. Nu încerca să... Nu că să pui presiune pe oameni, ci nu încerca să schimbi oamenii, că oamenii nu se schimbă. Și mai degrabă axează-te pe analiza propriilor emoții. Leul. Cineva te ajută, chiar s-ar putea să ți se ofere un loc de muncă și să te intereseze subiectul ăsta. Nu e o ofertă rea, e o ofertă demnă de luat în calcul. Lucruri bune se anunță pe zona asta la tine. Apoi, săgetătorul, mă, tu te cerți. Tu te cerți, zodia săgetătorului, ori rupe o relație, ori te hotărăști să pleci dintr-un loc de muncă, ori rupe un parteneriat sau asociere. Tu astăzi ești pe rupere și pe separare și pe segregare. Și s-ar putea să fie cu scandal, pentru că sunt foarte atentă la ce se întâmplă în jur și când dădeam eu aici din mâini la... Eu nu sunt la birou acum, eu sunt acasă. Să țineți cont. Asta trebuie să țineți cont, oameni buni. Când vorbiți de ceva important, ce vi se întâmplă? Și când vorbeam despre să... Pentru mine e importantă astrologia, da? Deci, când vorbeam de săgetător, am dat cu mâna acum și am dărâmat tot ce era pe masă. Deci asta e conflict. Nu-i, cred eu că e conflict, ci mediul înconjurător mi-a semnalizat că, bă, vezi că la săgetătorul ăsta o să fie cu... dum-dum. Pământul. Taur, fecioară, capricorn. Taurul, parte artistică. Deci, să o luăm așa. Te revolți împotriva unei asocieri și unui parteneriat. Te revolți împotriva unor persoane care îți impun lucruri. E ok să te revolți, e dreptul tău. Dar, dacă vrei să eviți un conflict deschis și o... clănțăneală de asta muirească. Știi că femeile fac urât. E cam așa, indiferent dacă e femeie sau bărbat, e cu clănțăneală. Deci dacă tu nu vrei să te duci în zona asta, atunci du-te spre ceva artistic, du-te într-o latură artistică, muzică, pictură, meditație, dans, desen. Fă ceva artistic ca să temperezi energiile. Fecioara, vești de la drum, multă agitație pe telefoane, pe net, pe acolo, tu ești stăpâna tehnologiei astăzi. Nu pleca la drum, te-am mai avertizat. Nu, drumurile sunt proaste pentru tine acum. Dar în schimb, comunicare foarte bună cu cineva de la distanță, poate dintr-o altă țară,
sau dacă e semn de apă, rac, scorpion sau pești, comunicare bună cu aceste zodii. Iar Capricornul la tine harte foarte complicată. Conflicte multe cu femeile, conflict, ceartă, presiune, dar presiune de genul îmi vine să arunc totul, să mă îmbrac și să plec. Dar nu poți să pleci, că ești în carantina izolării, n-ai cum, unde să pleci. Adică pleci și dai nas în nas cu moartea, cu ce îți trece prin cap, nu. Dar dacă te cerți, stai acolo pe unde te afli. Dar în analiza mea, știi ce ți-aș recomanda? Că tot azi că fac horoscoape mai altfel. Există o vorbă care, când am văzut harta acum, mi-a venit în cap. Gura nebunului adevăr grăiește. Gura nebunului adevăr grăiește. În povestea asta, tu ești nebunul care grăiește și tu ești urechile care au de auzit. Dacă ajungi într-un conflict sau dacă e o nemulțumire acolo, te rog, fii foarte atentă la ce vei spune, la ce vei vorbi, la ce vei scoate pe gură. Pentru că e foarte important ceva din tine pe care l-ai frustrat, l-ai ascuns, l-ai apăsat acolo, se deschide, iese la lumină și într-o sclipire tu ai să spui, printr-o sclipire, tu ai să spui ceva care e extrem de important pentru tine. Ascultă-ți gura astăzi. Aerul. Gemenii, Balanța și Vărsătorul. Inițiativă. Tu ai inițiative, geamă, nul are inițiative astăzi. O femeie te ajută foarte mult și îți dă niște idei bune, dar una din sugestiile ei s-ar putea să fie rupe cu cineva, rupe o asociere, rupe un parteneriat, rupe o relație, rupe ceva. Rupe. Nu e un sfat rău, nu e un sfat prost, nu e un sfat ne la locul lui, doar că trebuie tu să fii pregătit să faci asta. Sau pregătit. Balanța. Balanța are atâta intuiție încât mă surprinde. Balanța are o minte foarte deschisă, creativă. Și acum, că lucrezi de acasă, că ești la birou, tu faci ceva extraordinar, îți vin niște idei foarte bune pentru angajatorul tău, pentru firma la care lucrezi, pentru, mai ales dacă are legătură cu străinătatea sau dacă nu trăiești în România. Foarte inspirată Balanța. Și o potențială relație pe calea internetului, în lumea virtuală, cu o persoană nouă. Scorpion. Vărsător. Vărsătorul, tu ai idei bune, dar cei din jur îți pun piedică în a le manifesta. Sau nu ești în anturajul potrivit. Rupe-te de anturaj, pleacă de acolo, închide comunicarea cu persoanele astea, că nu-ți sunt benefici. Tu ai de rupt cu oameni care te trag înapoi, când tu ai atâta treabă și ești atât de bine susținut pe hartă. Rupe, fă ordine. E singura ta soluție să fii ok pe termen lung. E foarte important să ai curajul ăsta de a spune stop joc. Apoi, triada de apă. Rac, scorpion și pești. Astăzi, racul, până la prânz, continuă să fie, știi ce am zis și ieri, că ai grijă, e o zi. Până la prânz, astăzi, mai e acea zi. Se lungește ziua. Dar după prânz, intri pe o stare de ai nevoie de stabilitate, ai nevoie de susținere, ai nevoie să faci planuri privind supraviețuirea viitoare și la rac supraviețuirea ține de ce băgăm în gură.
Scorpion. Scorpionul este pasiune, iubire, sexualitate, frustrare, joc mental, multă, multă trăire aici, multă trăire la tine și până la urmă e foarte fain, că chiar dacă e cu durere, dar măcar știi, e ceva de dureros, de dulce. Nu te băga astăzi pe afaceri, nu-ți fă planuri legate de afaceri, asocieri, parteneriate, pentru că cineva încearcă să te păcălească, e vorba de o femeie care e în umbră, femeia asta, și încearcă să manipuleze pe alții. În timp ce peștii astăzi, vești din străinătate bune, comunicare productivă cu o femeie, lumea internetului îți deschide niște orizonturi fabuloase și vorbești profetic. Astăzi cuvintele tale vor fi profetice. Vă mulțumesc că mi-ați urmărit filmarea. Contează enorm, mă bucur. Mi-ați mesajele, scrieți-mi, mă bucur. Sugestii de filmări dacă aveți. Nici o grijă, vine și horoscopul culorilor, vine și horoscopul dragostei, stați liniștiți că vin. Și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!